La Muzeul Național Cotroceni, iată că s-a deschis expoziția Portretul unei țări, România Mare, fotografiată de Hope, 1923, o expoziție care va rămâne deschisă până pe 1 martie 2020, o expoziție care a beneficiat de curatoriatul istoricului de artă Adrian Silvan Ionescu, o expoziție care pune împreună fotografii documentare care nu au mai fost văzute într-un astfel de circuit generos în care descoperim și peisaje și personaje și, bineînțeles, familia regală. Ștefania Dinu, preocupată fiind de familia regală, da, cred că această expoziție este o mare plăcere să o vedeți aici. Da, cu siguranță, și mulțumim domnului profesor Adrian Silvan Ionescu că împreună am avut ideea de a itinera această expoziție și la Muzeul Cotroceni, pentru că ea a fost vernisată anul trecut la Biblioteca Academiei Române. O expoziție inedită, un fotograf care inițial a fost uitat o perioadă lungă de timp, nu s-a regăsit printre cei care au excelat în această artă fotografică datorită faptului că arhiva sa a fost multă perioadă de timp împrăștiată printre alte arhive fotografice, însă începând din 1993 arhiva fotografică Hope a fost recuperată și pusă în circuit. Ca urmare, tocmai din Pasadena, California, o serie de fotografii inedite rămase sau date uitării timp de 95 de ani au fost readuse în prim planul atenției cercetătorilor și iată și publicului românesc. Grație acelui aș Adrian Silvan Ionescu. Silvan Ionescu, care a făcut și un studiu foarte frumos, a prezentat în cadrul colocviului de istorie de la Muzeul Național Cotroceni anul trecut un articol dedicat acestui mare fotograf, cunoscut ca unul dintre cei mai mari fotografii ai lumii în anii 20. Poate fi comparat, dacă facem o paralelă, cu un mare fotograf de geniu al României de data aceasta, Iosif Berman, pentru că a activat ceva mai cunoscut în aceeași perioadă, da. Ceva mai cunoscut, însă fotografiile lui sunt de fapt un studiu etnografic și tipologic al populației și al culturii românești. A pornit cu această idee, a venit în România pentru a face fotografii, era pasionat de fotografia de călătorie. A și fost găzduit la Castelul Felișor? A fost găzduit, invitat la dejun la Sinaia de către familia regală. România Mare însemna și familia regală și a lăsat niște portrete extraordinare, excepționale ale familiei, ale suveranilor, regele Ferdinand și regina Maria și a câtorva dintre membrii familiei regale în intimitatea reședințelor lor, niște portrete pline de expresivitate. De fapt, portretele arată negreșit umanitatea și normalitatea suveranilor României și a membrilor familiei regale. Ați scris de-a lungul anilor despre familia regală și despre castelele, palatele, reședințele familiei regale. Credeți că v-ar fi schimbat, v-ar fi modificat percepția asupra familiei regale dacă ați fi avut acces la această arhivă poate ceva mai devreme? Cu siguranță, și în arhivele românești am găsit foarte multe informații și fotografii referitoare la familia regală și la reședințele lor și, de fapt, la viața cotidiană a familiei regale, însă cu siguranță că aceste fotografii ar fi adus un plus de valoare cercetărilor mele, iar m-am fi văzut pe suveranii României și într-o altă perspectivă sau într-o altă oglindă. Oricum, fotografiile pe care Hopei le-a realizat regelui Ferdinand la Castelul Pelișor în ziua în care a fost primit la dejun sunt cu totul și cu totul inedite, pentru că în ele vedem și se regăsește în expoziție un rege Ferdinand relaxat, boios, liniștit, odihnit, cu o mină foarte bună, zâmbăreț, chiar și cu o coafiură mai inedită, cu o buclă în frunte, ceea ce nu l-am văzut cu alte ocazii sau în alte fotografii mai oficiale. Dincolo de fotografiile dedicate membrilor familiei regale, vedem și o parte din anturaj.
Sunt personalități fotografiate, portretizate, foarte frumos, foarte interesant pentru istoria artelor. Da, deja Hope ridicase fotografia la nivel de artă și a fost fascinat de tot ceea ce am văzut în călătoria sa de 6 săptămâni în România, locuri pe care le-a descoperit singur, uneori a întâmpinat și dificultăți și în ciuda acestor dificultăți cu infrastructura, probabil, cu oamenii din jur, dar cu toate acestea, peste tot a găsit deschidere și bunăvoință. Și chiar oameni care vorbeau englezește, care au reușit să îi arate drumul, să îl scoată la capăt de drum, dacă cumva se rătăcise, pentru că i s-a întâmplat și lucrul acesta. Și această călătorie l-a făcut pe Hope să continue acest proiect de a prezenta frumusețile unor țări. A făcut-o și cu Marea Britanie, pentru că el era german la origine și în 1912 abia a primit cetățenia britanică. A scris o carte despre călătoria pe teritoriul Marii Britanii, dar și o carte despre călătoria în America, intitulată America Romantică. Deși profesorul Adrian Silvan Ionescu îndrăznea să mărturisească că probabil fotografia de turism, iată, a fost inventată, dacă putem să spunem așa, de Hope. Da. Place că l-am descoperit prin această expoziție pe Hope. Într-un moment în care, după atâtea decenii, se credea că se știe cam totul despre familia regală a României. Da, și cu siguranță cred că mai sunt destui fotografii care au trecut pe teritoriul României, s-au oprit poate la București sau în alte orașe, și cu siguranță că mai sunt arhive nedescoperite și care ar putea să ne aducă noi vești sau informații despre România, frumusețea și pitorescul acestei țări și a oamenilor ei. Bag de seamă că Hope a avut o ezitare în a scrie o carte și dedicată României mari. Da, da. Bine, el a scris, de fapt, a venit cu gândul de a scrie cartea și a și scris-o. Se numește In Gypsy Camp and Royal Palace. Deci a văzut lumina tiparului. A văzut lumina tiparului la un an după ce s-a întors acasă, la Londra, și a developat clișeele și a scris și această carte. De fapt, asta era ideea principală pentru care a venit în România și cu care a și discutat cu Regina Maria și cu familia. Dar o carte despre care se știu destule lucruri acum aici, în România? Din păcate, nu. Nu se știu foarte multe lucruri despre această carte și nu cred că a apărut în limba română vreodată.